Au, au, ce? Nu pot să cred. Ce de dacă tot stai acolo, am trăit și apă de fapt. I-am zis cu aia că e o idee proastă, dar nu m-a ascultat. I-am zis cu aia, chiar i-am zis, gen. I-am zis pe bune. Dar nu e chiar așa simplu, cred cum pare. Persoana potrivită nu înseamnă neapărat și momentul potrivit. Am cerut acum o lună. Și ce b***a cu mie prank cu aia? Știu care chiar m-am bucurat cu aia. Mi-am luat camera de acasă, zic hai să filmez, hai să b***a mea. Asta a fost tot. Bitch, am o fiancé. Nu am dat mașina. Asta așa, e un prank gen, ha, uite, am acest G-Class pentru tine. Nu mă așteptați la asta, așa-i? Adevărul este că într-adevăr am cerut-o, dar în privat când am fost în vacanță. Ideea e că am făcut treaba asta în privat pentru că știam și eu cum este Denisa pe cameră, că este puțin mai introvertită. Plus că ce se întâmpla dacă zicea nu? E bine, o să vedeți acum ce s-ar fi întâmplat dacă a zis nu, pentru că dacă tot n-am filmat treaba aia, hai să facem așa o glumă cu prietenii noștri și am luat pe toți pe rând, cumva să o cer față de ei. Pe majoritatea i-am pus în ipostaze foarte dificile și foarte amuzante, încât să se simtă ei jenant. Bă, ce se întâmplă? Dar adevărul este că până la urmă nu există nicio modalitate proastă în care poți să ceri pe cineva. Până la urmă, dacă tu iubești pe cineva, poți să ceri pe acel cineva oricând vrei tu și n-ar trebui să te judece lumea. Uitați-vă la prietenii noștri să vedeți ce reacție au avut când Denisa mi-a zis nu. Și lăsați în comentarii că marketing și-am făcut asta, nebunie. Sper că vă place vlogul. Mașina, n-am luat-o pe aia de ți-am arătat-o. Maraton, Viagra. Ce faci, coaie? Mă, coaie! Mă! Gen așa, cadou sau? Ce? Nu. Hai, mă. Mă jur. Să-ți mă... Deci nu mai, nu m-am mințit. Nu te mint. Cum m-ai mințit că s-au mutat copii lângă mine? Nu te mint. Păi bune zic că nu, nu te mint. Nu, arată-mi zi fără de zi, să moară mama fără de zi. Pune-ți de scală, mă jur. Mă jur, coaie. Da-ți, bă, accept. Nu, a, nu eu? Ah, ok. Acum e așa, la asta nu-i. Păi, o cer pe Denis? Da. Coaie, nu pot să cred că-l deschise înainte să-i zic eu. Coaie, vrei să faci asta? Da. Măi, era mișto? Da, era mișto. Vreau să-ți arăt mai încolo pe vlog, dar aparent ai deschis-o. Aveam zic că are motorul V12 și să-ți zic să te uiți de talon și acolo să-l vezi. Nu te cred. Ba da. Măi, la f***a. Chiar nu te-a la f***a. Ce-i căcatul ăsta așa ieftin? Cum adică? Cum e cutia asta? Și că e de la Mobile Fox. Efectiv, zici că e Mobile Fox. Asta e cu diamant, diamant? Da. Ce-a fost asta? Nu pot să spun. Zi-mă, dă-te f***a mea. Te mai bag. Da, la f***a. Zi-mă. Nu vreau să zic. 20.000? Nu vreau să zic. Diamant, diamant? Da. 25. Coie, nu vreau să zic. De ce? Că nu vreau să zic. Și o ceri acum? Nu, acum iau că vreau să fac o poză repede cu ea și cu tine. Păi și am niște de asta? Nu, bagă-l înapoi. Păi da, bă, bă, ratatul întors pe două, se uite imediat. Stă în spate. Nu, cred că o să deschide din nou. Coie, o să-l deschid ăsta la sută. Bă, bagă-l cu ea înapoi. Hai mă, mă luați la p***ă, coaie, ce glume aveți. Nu, e bune. Nu știu dacă îi zic acum. Nu-i zic. Bă, da-i zic. Cât dai? Să mori, zic. Îi zic. Taci. 10.000. 10.000 cash. 10.000. Ieși tu afară, te-ai îmbrăcat? De ce îl deschisești? Păi și-o ceri în Cosmopolis? Nu, cum mai e? De ce? Nu știu încă. Bă, tatăl meu! Ce p***a mea aici? Cât achită? Nu, că nu p***a aici. Lasă-l la mine sau unde? Coi, o să-l descoperi instant. Zici, mă, pe bună, ce e? A venit să moară. Mamă, eu știu. Hola. Hei. Hei. Coi, tu vezi ce mașină? E fix pe măsura ta, e sudată! Pe măsura ta! Vine mânușa asta, coaie! Dar ce tare e aici, torpedou! Nu? Cum e, e gen sculptat așa? E tare rău în 10.000 culoarea. 1.95, crezi că trecem? Păi da, pe stânga de aici. Ia zi-mi câte da pe ea. Deschide acolo, că e factura. Aia e service. Service-ul? O ceri pe Denis? Da.
Să mor tu. Jură-te, coaie. Da. Nu pot să cred. Bă, da, coaie. Mă jur. Nu-l deschid, că îmi dă urât dacă... Deschide-l invers dacă vrei să-l vezi. Ca morții nu știu. Nu, no, o să-l văd când o cere, Andrei. Foarte bine, bravo. Păi să-mi bat... Te n-am credere în tine că nu-l zici. Nu zic. Dintre toate lucrurile, coaie, azi a fost pe perspicace. Asta ce anul e? 24, cred, nu știu, uite-te pe... Nici nu știu. Bravo. Încă nu s-a întâmplat. Da, ea știe că ăsta a venit. Da, știe. Păi și cum o să faci asta? Încă nu știu cum să fac asta, habar n-am. Bă, vezi că e destul de greu pasul ăsta. Era cazul să-l faci. Dar, nu știu, gândește la ceva ce îi place ei foarte mult și fă cumva acolo. Păi da, și m-am gândit că ăsta e un prim pas, știi? Da. După aia vedem, da. Mă gândeam, nu știu, să fie așa un cadru mai restrâns, ceva cu cântare, cu habar n-am. Cadru strâns cu cântare? Nu, mă, să am pe cineva să facă o serenadă, că nu știu cânt. Nu știu, ce artiști îi plac? Că și tu un artist. Da, da. Duci pe Harry Styles. Harry Styles, cântă și tu pentru zbări ceva. Băi, eu n-aveam cum să reacționez, gen, bă, wow, ce? Nu, coaie, trebuia să întâmple. Cât aveți, 10 ani? Eu am 26 și nu, mă, împreună, de cât timp aveți împreună? Cât timp? 10 ani, da. Mie mi s-ar părea stresant. Da, coaie, e foarte stresant, mai ales că am și eu o grămadă de alte chestii pe cap. În momentul de față. Lasă alea, tu să femeia fericită, viața fericită și gata. Adevărat, da. Ai talonul în mașină? Uite că și pe talon. Da, chiar. Na. Uite. Uite, nu se mai nimic în plus. What? Mai deschid o dată. Puuu. E ceva râns acolo, fix pe aia n-o vezi, c***a. Nu, uite, pe. Coie, mă ceri? La pe tine! P***te în cur! De ce supărat e, Coie, că nu-l ceri pe el? Să mor tu că l-ai luat Deni. Da. Păi și cum vrei să facem? Păi nu, mult, Coie. Aaa. Nu, să găsesc eu momentul perioada, să nu-i zici. Dar n-are sens acum. Ba da. Că nu-l postezi acum. Păi nu, Coie, dar să-l am. Să mă duc în viață, nu pot. Ia-le peste. Nu merge! Nu știu. Cu editoarele de unul altul? Păi nu, eu vin, fac schema aici în față. Naia. Deni? E să fie soția mea? Nu vei, nu? Nu. Ce ai? Bă, ce se întâmplă? În tine de ghine. Nu pute cu aia, după ce vă zic și asta, mi-era frică ca fără lumea. Nu! Cum nu? Luna! Tu mă știi în fața casei? Ce are, mă? Ți-ai luat fața mașini? E prank sau? Pă bune, coaie! Cred că da. A, du-te, mă! Da, e adevărat. Da, chiar. Am încercat în Tenerife. Cui și ești câți copii și sunt sudați și tătele. Sunt prost. Bine zic eu. Dar totuși. A tras atât de mult și fiind costi. Asta chiar ai șurut în Tenerife? Da, da. Și a zis, ce a zis? Gata. Asta era faza, că el mă ceruse deja. Da, voia să mă ceară și fata. Dar te-a filmat când te-a cerut? Da, da, da. Și gândește că eu nu am putut să zic nimănui atâta timp. Tu știi ce groaznic a fost? Bă, da, îl căutam de Viagra, tot pe două. Și am găsit ăsta. Ce porți ultimă? El crede că l-a găsit din greșeală. Da, da. Two steps ahead. I'm always. Dacă mă vede, dacă nu mă cunoște. Bă, ușor. Că te-ai mașină. Dacă nu mă cunoște, și mă vede așa. În tot drumul. Salut, bă. Să facem o poză. Plane și iapără să facem poză. Ce poză face aici? Na, băi. Ține-mi tine, dar poți să-mi. Ei, Moriu.
Uciți-vă, bă, m***a mea. Ăsta acum a trebuit ce-a la gata. Am șerut acolo. Da? Da. Tu filmai, mă, bunoiule? Nu. Mă, să ce-mă bă la mine. Wow! Privește la Andrei care trebuie să pună în genunchi. Ce-am deschis? Păi omul e retardat dacă faci asta. Bine, sincer, Aleș. Cum? De pe 1. Ce știu, mă, că-s așa? Au! Da, din păcate nu mai se întâmplă acum, dar prostul de pâine a găsit ceva în mașină, așa că... Vrei să fii soția mea, Adi? Preg, nu? Nu-i preg. Nu! De ce nu? Tu te-ai gândit pe preg, nu? Nu! Nu, Andrei, gata, o drog, nu, gata, nici da mâini! What? Da, cum sunt de mără, lăsai tot ce vrei până mea, dar să ne-ai nevastă. Da. Sau să nu fii mai înalt de 1.50. Ba, 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 pain. Vedem ce reacție ai tu. Și de ce am știut? De fapt, de ce ar trebui să trebuie eu să știu? Uite, mi-așa pus două întrebări foarte corecte. Exact. Dar de ce ai trebuit să mă ceară așa, îmbrăcat așa? M-am gândit și eu, dar e Andrei. Bă, dar toată lumea zice asta. Ma. Mai frig, ce vrei să fac? Și dracu să uită pe dracu, mă, eu în viața mea nu mă uită. Când vrei tu și când dorești tu, este alegerea ta. Bă, mai nu știu puțin de la faza asta. Să fac cu Deni ăsta. Hai, Deni. Și eu ce să fac? Trebuie să... Mai, să țin ăsta. Ești ăla de acolo, Deni. Ce? Ăla. Nu, ăla de mijloc. Dani, vino cu ce, Dani? Vino aici! Păi, cred așa ce-am dat. Păi, chiar. Ce-am mai romantic, loc! Na, e prea... Coaie e prea wild, Coaie a făcut asta numai aici acasă, nu-i ok, Coaie. No, e diabolic, Coaie. Coaie, ce are? Un pământ pe chiară. Ce are? Ce mai romantic loc. Păi nu, nu. Dani, ce mai romantic. Vino, mă, ce mai romantic. Ai să-mi mă. Băi, și eu ce vrei să fac? Să ajut! Vrei să te ajut? Nu, cum e pe Andrei. Și vrei să te șerați undeva? Da. Unde? Mamă, Coaie, cât de greu a fost pentru Deni, Coaie, să zică nu, Coaie, în fața părinților lui. Eu mă pișam pe mine acolo, Luhi. Deci nu vrea. Nu cred. Asta e farsă. Și cu ciița mie, că nu... Dar am cerut când am fost în vacanță. Aaaa, Doamne! Vezi cât m-ați înțeles să nu spun? Păi, de ce vinte mă vezi să plâng de râs pe aia? Păi, da, eu de aici am cea... Dani! Și care că ceva, îmi trag cu asta, urâta aici, cel mai romantic cadru, știi? Dar ce-i, dar ce-i? Păi, cum o să ceară vorba ei, mă, ce de jucă? Nu știu ce cretă? Țin camera? Ce pui, muzică? Da, vreau să spun piesa aia ta, dar nu știu cum îi zicea. Care, mă? Stai. Vezi că nu-i place piesa aia din căi. Nu? Doamne, ai piesa mea preferată de la tine. Da, bine, pe ce moment artistic vrei să faci acum? Că piesa asta o ascultam când era Deni plecată și mă gândeam noi și de-aia am pus ei. Mm-hmm. Hai, mă, dă-mi pornește mașina, hai! Se întâmplă ceva. Ce se întâmplă ceva. Pentru că ai zis să-i...
aflam, deși nu pot să mai țin secret. Mamă, ăsta e mai rău, coaie, ăsta e mai rău. Coaie, Mădălin a avut 3 trigere pe creier să-i zică bă, bă, bă și nu i le-a zis coaie. Pian, prima a fost ăsta, după ăsta și după aici iar. Mă, deși nu pot să mai țin secret. Vezi că soția mea? Mama a avut mai multe coaie. Mă, deși nu pot să mai țin secret. Vezi că soția mea? Vezi că soția mea? Uite Mădălin la Linca cu ea, nu știe ce zice. Mă ceri în mașină? Da, cere. Unde vrei să te cer? I-am zis înainte lui Mădă și pur și simplu... Coaie, Mădălin a transpirat coaie de emoții. Uitați-vă la ea, mă, jupe, ce vreți voi, coaie. Uitați-vă la Mădălin. Pe gât l-a luat. Mă ceri în mașină? Uite-te cum s-a uitat la Linca, coaie. Mă ceri în mașină? Da, cere. Unde vrei să te cer? I-am zis înainte lui Mădă și pur și simplu simt că nu mai pot să țin secretul, că o să afle lumea și mie... Bă, nu vreau să afli de la altcineva și mai bine afli de la mine. Și zic să filmez ca să am filmat. Să o avem amintire. Da. Mă, Deni... Dar nu vreau în mașină. Hai, mă, Deni... Te iubesc. Și eu, dar mașina vrei. Deci vrei? S-a prins, Mădălin, coaie. Dar Dilinca era moartă, coaie. Coaie nu putea să iasă din starea aia, ești prost. Mădălin s-a prins așa. Cum dragul nu? Bă, voi faceți prank-uri în p***. Nu, vreau să zic că a cerut deja. Aaaa! În gură, te sparg de nesimțit. Adică vacanță? Da, da. Deci nu vrei să știi ce am avut în cap. S-a văzut cu aia, deci mamă cum s-a citit, mă dărim fără să zică nimic, cu aia un cuvânt a scos. Și eu mă gândeam că bun, ăsta o fi vlog, mă vrea naș, ce Dumnezeu face? După aia n-am mai înțeles nimic. Eu am speriat, pentru că asta e cel mai mare coșmar al meu. Să Mădălin a fost cel mai bun cu aia cu Ilinca, să mor. Cu cerută pe cameră, pe, într-un gent așa, random. Ce așa random? E foarte random. Hai că nu e random. Coșmarul fiecărei fete. Exact. Jesus. Da. Deni, ai telefonul cu Colinda? Da, așa. Da. Așa, băieți, și din câte vedeți, am scos fusele cu oglindă, dacă vreți să vi le cumpărați. Bun, moment dat. Deni? Ceva? Deni? Știu că n-am ales cel mai bun moment, dar nu mai puteam să aștept. Vrei să fii soția mea? Opa. Vrei să fii soția mea? Mașină? Te vezi? Și eu, Adina. Nu e prank, nu? Nu, e din lea, nu e adevărat. Nu știu mai ce e mașină. Oameni, că vine să plâng. Adică, mă... Plângi de fericire sau plângi că te-ai cerut în mașină? M-a cerut în mașină la Mac! Dar unde... Dar cum e? Că plângi că tu ai cerut pe cineva la Mac! Dar nu mi se pare un moment așa prost. Exact, mai este... Ce încearcă băieții să ia, să ia apărarea, deși tuturor cu aia li s-a părut stupid, ești prost? Dar n-am, mă, să ia și apărarea. Pe unde trecu dacă n-avem Mac în Severin? Pe zi odată, da! Mamă, coaie! Nu știu, mă, dacă-l mai... Asta e un clip de la Zbor care îmi place. În care
Nu mai zice prețuri false la mașini. Ai pus și invers. Nu am pus invers. E tare clipul ăsta, îmi place. Dar vreau să zici nu. A? Era cu glumă. S-a mort-o? Da. Nu, stai puțin. Am cerut acum o lună. What? Da, da. Vă rog, prieteni, nu-mi dați cu hit în comentarii. Să știți că a fost planul lui Andrei să zic nu și trebuie să par foarte rea. Are hate. Vezi că se omoră dacă la început. Vezi că a jucat, a jucat bine, mă. A jucat bine, nu zici. N-ai ce să zici cu aia. Dar ce tu ești, mă? Salut, Răzvi. Salut. E vlogul ăla postat azi? Da, da. Jos prea de vreme, Coai. Mă dau jos acolo. Băi, o lună? Ați ascuns chestia asta de mine o lună? Stai că am ascuns de toată lumea. Bă, dar până la urmă așteptat să mă refuzat, că eu sunt prea pe m-am acceptat, dar știi că te vorbim după, stai. Hai zi, hai vin. Zi. Da puțin ăla cum vrea, yeah, zice yeah. Talonul ăsta, arată pe cameră ceva. Și care e asta? E pe acolo. Mamă, de n-a scos tot ori pe două afară. Nu e aici. Nu e acolo? Sănătate. Vrei scris să se mai vede? Băi, cui? E prank? Nu. Dar să se mai mașină. Bă, dar tu trebuie să te uiți neapărat la vlog iar cu aia, la Mădălin, cu aia. La început? Bă, nu mă, cu aia, de la minutul, gen, bagă-te cu aia. Lasă că mă uit după. Neapărat bagă-te de la minutul 14 cu aia, că transpiră Mădălin cu aia, era să facă infarct în mașină, vrea să-l bată pe zbâr de nervi. Lasă că mă uit după. Hai să găsi prostul ăsta și mă sperie cu aia, că dacă zicea la altcineva. Mamă, cu aia. Nu, faci mișto. Nu faci mișto, nu trebuie să-l găsești acolo. Bă, de talon. Zide-mi. Știai, nu? Nu, mă, nu mai pot troll. Hai, mă, conoștere în G-clasa acum. Am mașina de... doar cu side. Da, nu, n-are sens, e troll, e pentru vlog. Sau dacă... bă, dacă chiar e un moment foarte frumos, dacă chiar asist eu la momentul ăsta. Da, mă, mașina de... Te-ai seama, Fortnite Kid. Îți dai seama că am asistat la cererea în căsătoria lui Zbor și Deni? Era glumă. Era glumă, nu? Da. Dar n-avea cum, efectiv. Dar dai seama că să fie momentul ăsta odată și odată? Păi nu, a fost acolo lună. A fost? Da. Am cerut-o în căsătorie. Bravo, bă, dar cine pula? Mamă, dar îmi dă mie emoții, coaie. Deci, bă, coaie, tu pierduși miezul, coaie. Bagă-te pe mutul, uite-te, te rog eu, la fazele alea dinainte. Lasă că mă uit după la alea dinainte, după ce termin fazele astea. Wow, tu-ți dai seama că o să faceți copil? Și sunteți căsătoriți? Nu, Justin. Sunteți legal, gen? Nu, încă. Și ăla e inelul tău? Da. Nu-i trebuie? Bă, da. Bă, te panicasei? Bă, nu voiam să stric momentul, adică... am zis să nu zic nimic, că dacă zic ceva, zic, hai mă, dă-te... Avea mea adevărat și mă rage, băi, chiar o cer, tați. Nu, am zis să nu, am zis să tac în gură. Ok, băieți, aici urmează momentul cel mare și ca să vă dau și puțin context, am păcălit-o pe Denis să stăm să facem o poză cu camera. Pentru mine, camera aia este foarte specială pentru că este camera care m-a ajutat să fac toate vlogurile la începutul canalului și mi s-a părut foarte important ca exact aceeași cameră să facă poza asta. Dar înainte să vă arătăm momentul, hai să vă arătăm acum și câțiva prieteni cărora le-am spus din prima și nu le-am făcut niciun fel de prank. Aici intervine partea tare, că știi că a trecut ziua ei, nu? Da. Și stai să răspund cu ce am adus. Nu mai cer. Eu cred că cadoul ăsta va eclipsa total cadoul ăsta. Din păcate, asta e. Vrei să mă duci înapoi tot drumul ăsta pe jos? Nu, hai, dacă sunt lucruri. Uite de ce am luat. Nu, acum nu.
Cu și ești handicapată, ți-i întorc pe domă, atâta creier ai? Nu mă, nu-l vede. Nu-l vede pe domă, ești retardat. Mamă, bă, bravo. Dacă domă de nuntă, mă. Bravo, mă. Tot băiatul, tot cu luminiță, tot ce trebuie să scoată ochiul meu. Să vă fie un ceas bun. Și să fiți fericiți și bucuroși și little zbâr. Chiar e tare, ești bun. Și uite cum are asta aici. Uite cum are asta aici. Leșin. Nu cred! Nu cred! Bravo, mă, felicitări! Era și cazul! Era la petrecerea lui Flope. Păi, nici l-am văzut-o! Ești de tare, frate, ești de tare, mă, ce tare, băi, era casă. Era casă, n-am ce să zic, era... Chiar a dat paște când am văzut Thomas. Bravo! Bă, ce tare, frate, mă bucur pentru voi. Așa da, mă, așa da. Și să fiți sănătoși și fericiți până la răzbătări. Exact. Ei, v-a fost chemat în Berceni? Nu. De ce? Pe bune că grădinița cu aia, veni Gami. Cât s-a întâmplat asta? Cât s-a întâmplat asta? Acum, fără Caterinca, știi de ce am luat-o? Am luat-o ca și cadou. E când s-a prins. M-am prins cu aia, m-am prins, dar poate faci mișto cu mine. Nu fac mișto. Am mai făcut el cu cățelul, cum o să fie? Mamă, cu aia veni sărac în ochi. Zi-mă, te însă, pe bune? Da. Nu cred cu aia. Nu, eu nu cred. Nu-l felicit. Până când nu-l văd la costum și acolo în față, fac, la biserică, eu nu-l felicit, pom, nu-l cred. Nu știu ce se întâmplă. Arată-i. Stai, nu. Vrei să mă uit? Nu-i da tare. Nu-i da tare. Ce se întâmplă? Simt că să mă păgânesc așa. Dă-i acum. Mă uit? Da. Bă, ești nebun! Bă, felicitări! Vezi, fiu inima în brațe! Prima dată cel? Chiar scrie reacția ta! Dar unde? Eu nu cred, Eugene. Eu chiar... Chiar nu-i gluma. Dacă ar fi... Adevărat, gen, care ar fi locul, care ar fi? Gen, când am fost în vacanță, dar abia acum ne-am gândit să spunem. Da. Am văzut primul că... Tu n-ai purtat niciodată inelul? Nu! Știi că... Deci trebuie pe rău și mai... Deci mă duc... Da! Cum adică? Are este un inel de custodie? Da! Păi și ne chemați la nuntă, nu? Găsteți pe bune? Da! Nu pot să cred! Ce plec la cumie? Ce plec? O cerut o pătenie în fața casei, gen, și mă simțeam așa cringe. Da? Te-a cerut de nevastă? Da. Wow! Păi, da, mai scump. Pus în genunchi și din alea? S-o pus în genunchi din alea. Da. Nu cred. Mă, ce v-ați da. Așa dacă lumea zice de nuntă. Ce gândiți? Ei. E de bune. Da. Ia uite cu aia, n-a fost cerută de două ori cu aia. Da, cu aia, uite. Deci, bă, saic, băia ca lumea, mă. Naaa! What the fuck? Mamă, coaie. Mersi, la fel! Da, ia puneți-vă în locul lui Nana, coaie. Nu, noi eram mașină cu unii care abia ce se logodiseră și sună Danny, că s-a logodit și ea, coaie. Bă, cum e, du-te pe pula mea, ești boss universul. Coaie, ce lag a bun? Andrei, să rămână, măi. Ce trăiești?
Ce tari sunt reacțiile ăștia, Coaie. Bă, încetați cu astea cu erândul tău, Coaie, sunt cringe fazele ăștia, încetați, Coaie. Știi că l-am și întrebat? Da. Tu să fă din nou. Da, dar ce nu știi tu că atunci o cerusem deja. Ce frumos. Ei, mami. Mă. Hai să-mi pun ochiul ăla. Yay. Zici că bro, Zbâr știe? Bă, dar chiar cu e un... Lui Zbâr trebuia să-i dea un... Să-i dea prin coaie. Cred că înțelege. Hey, how are you? How are you? Oh my god! A zis iară, nu cred, mă! Păi dacă vrei binele, tu pui întrebări, că e rândul tău, ești nebun. Ia-o ea. Na. Ha. Mă cu fiori. Tare. Bă, ce drăguț cu aia. Da, chiar tare. Am mă duc să mă uit la faza cu Madalin. E rândul tău, dar... E rândul meu, nu? Da, cu aia e. Cer pisica în căsătorie. Bă! Coaie. Coaie XQC când se își configura GT3 RS-ul pe live.